smochin crescut pe tufă, facem tăieri pentru a regenera vegetația și pentru a facilita fructificarea cât mai bine. Trebuie să știm care sunt mugurii de lemn, mugurii de vegetație și mugurii de floare de fructificare. Tăind în această parte, nu vom da posibilitatea să fructifice. Plantele de smochin fructifică întotdeauna de la acest mugure. Acesta va porni, va face o creștere anuală de 25-30 de centimetri. Mugurii de floare se află chiar aici. Odată cu alungirea acestui lăstar, va crea frunze și la fiecare frunză vor fi smochinele, fructele de smochin. Toate uneltele e bine să le dezinfectăm înainte cu alcool sau clor. Este destul să dăm cu acest alcool. Lăsăm 10-15 secunde. Aici se vede foarte clar cum a înaintat partea uscată, neputând să cicatrizeze, pentru că nu a fost tăiat la inel această bucată de ramură. Atunci ce fac? Fac o tăietură de întoarcere a vegetației către plantă și o tai în acest fel. Aici am un lăstar foarte subțire, îl elimin și las acest lăstar pentru producție. Este foarte greșit să tăiem lăstarii în acest fel, să-i tăiem de la jumătatea lăstarului. Trebuie să-l tăiem tot din această zonă la inel, netăind în acest fel această bucată, neavând muguri care să dezvolte rapid vegetație, se va usca și va duce partea uscată în interiorul lăstarului. Curățăm toate părțile uscate, de la tăieturi făcute greșit în anii anteriori. Totdeauna facem tăieri la inel. Lăstarii mici îi elimin. Ramurile care mă încurcă, fiind în stradă, ajungând în stradă, am să tai aici. Mai întâi facem o tăietură în partea de jos. Apoi continuăm și tăiem din partea de sus pentru a nu se crăpa scoarța smochinului. Toți acei lăstari care merg în interiorul plantei vin eliminați pentru a aerisi cât mai bine planta, pentru a da cât mai multă lumină și în interiorul plantei. Ca de altfel, din nou, tăiem la inel. Când plantele noastre cresc foarte mari și nu mai putem culege rodul pentru că este la o înălțime destul de considerabilă, trebuie să le reducem treptat. Dacă tăiem foarte mult, dacă tăiem tufele noastre la 80-90 de centimetri, pentru următorii 5-6 ani de zile s-ar putea să nu culegem rod. Ce este de făcut? Trebuie să reducem în fiecare an treptat vegetația, să o coborâm cât mai mult pentru a putea culege fructele. Cum se face acest procedeu? Eliminăm acești doi lăstari, dar din acest punct, tăind la inel, și în felul acesta am dus vegetația către plantă. Am coborât cu 30-40 de centimetri. Cum vedeți și aici, este un lăstar foarte, foarte înalt. Fructele de acolo nu se vor culege pentru că sunt foarte, foarte sus. Nu reușim să ajungem poate nici cu scara.
și venim făcând o tăietură de întoarcere a vegetației și o tăiem de aici, de la inel. Dacă tăiem mai mult de 20-30%, se va produce un dezechilibru între rădăcini, pentru că rădăcinile rămân la puterea maximă, pe când coroana va fi tăiată foarte mult. Riscăm să avem doar frunze, doar vegetație pentru următorii 3-4 ani de zile. Deci întotdeauna tăiem câte puțin în fiecare an pentru a reconstrui o tufă care a crescut foarte mult, pentru a beneficia de fructe și în timpul reconstrucției, dar și după. Aici un alt caz, pentru a reduce vegetația, vin și întorc către sol toată creșterea, tăind din această parte, întotdeauna la inel. Totodată am dat multă lumină la acești doi lăstari să fructifice și se dezvolte alți lăstari noi. Curăț baza tufei de creșterile din partea cea mai de jos. Lăstarii nu ar trebui să fie lipiți de pământ, acei drajoni, aceia vor încurca tufa, tufa se va mări foarte mult. Tăiem toți acești drajoni care cresc de la baza plantei. Vedeți aceștia? Îi tăiem și pe aceștia la inel. Nu dăm posibilitatea să mai crească alți lăstari lacom sau drajoni. Ca de altfel aici am un alt lăstar care merge în interiorul plantei, care în viitor va încurca foarte mult. Îl tai încă de pe acum, nu lasă să se îngroașe foarte mult pentru a crea o cicatrice foarte groasă. Tufă care a crescut foarte mult, 2-3 metri, nu le tăiem la 80-90 de centimetri. Trebuie să-l tăiem puțin către puțin în fiecare an. O plantă de smochin, dacă o tăiem foarte drastic, nu avem mugurii de fruct. Mugurii de fruct îi va crea probabil peste 3-4 ani de zile, planta se va concentra să refacă vegetația pierdută pe care noi o tăiem drastic. Deci pentru a reduce corana, venim și tăiem cu tăieturi de întoarcere a vegetației, cum ar fi aici, lăsăm acel lăstar, cum ar fi în acea zonă, vedeți cum se văd lăstarii? Luăm câte unul și îl tăiem. Nu tăiem planta de la bază niciodată, altfel smochinul nu va fructifica. Am curățat această tufă, am curățat 30-35% din toată partea vegetativă. Jos am lăsat câțiva lăstari mai viguroși care cu timpul vor înlocui acești lăstari, aceste părți de plantă care au început să se usuce. Cum vedeți, aici este o parte uscată, 5-6 ani va mai produce acesta. Între timp pregătim alți lăstari noi, nu foarte mulți, care vor înlocui tufa de smochin. S-au făcut tăieri de reintrare a vegetației către plantă. Vedeți, este mult mai aerisită în interiorul plantei, va avea mult mai multă lumină, va avea mult mai mult ventilație și planta va, pe lângă va fi mai sănătoasă, va fi și mai productivă. Urmează să acopăr toate tăieturile pe care le-am făcut cu mastic cupric. Acest mastic cupric este făcut în casă din aracet, oxid de cupru și ulei de măsline. Uleiul de măsline l-am adăugat pentru a da elasticitate. Masticul cupric desinfectează și ajută foarte mult la cicatrizare, la producerea calusului, la smochin. Smochinul este o plantă ce cicatrizează foarte greu,
și tocmai de aceea este bine să-l ajutăm. Izolăm toate tăieturile mai mari de un centimetru. Tăieturile se fac în repausul vegetativ, la ieșirea din iarnă, înainte de intrarea în vegetație. Se începe de prin luna februarie și poate să se întindă până în aprilie, până când încep să intre în vegetație plantele, când apar primele frunzulițe. Acestea au fost tăieturile și reintrarea vegetației la o plantă de smochin. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!